Începând din Timarul Spart este marea câștigătoare a etapei a 8-a play-off-ului Ligii Județene de Fotbal. Conduși cu 2-0 la pauză de AFC Tântava, bolintineni au început cursa de urmărire în actul secund, reușind să se impună în final cu 4-2 și să-și păstreze prima poziție în clasament. Și victoria adunații copăceni a obținut sâmbătă 3 puncte extrem de importante. Aflată în luptă directă cu Dunărea Găujani pentru câștigarea titlului, fosta campioană s-a impus cu 2-1 în fața nou promovatei și a egalat-o în clasament pe AFC Tântava. În schimb, cealaltă formație din adunații copăceni, Axi, s-a încurcat pe teren propriu în fața celor de la Vântul Florești, scor 2-2, ratând șansa de a urca pe locul 2 în clasament. De remarcat în această 8-a etapă, prima returului și succesul celor de la Trestieni, 4-1 la Remuș. Luceafărul bifând primele puncte în această fază a campionatului. Următoarea rundă a noua se dispută sâmbătă 27 aprilie de la ora 17. Meciurile sunt următoarele: Dunărea Găujani, AFC Tântava, FC Bolintin Malul Spart, Energia Remuș, Luceafărul Trestieni, Axi Adunații Copăceni și Avântul Florești, Victoria Adunații Copăceni.